Bună ziua, dragii mei telespectatori, Casa Iubirii! Bine ne-am reîntâlnit! Astăzi voi face rezumatul zilei de ieri, dar nu înainte de a vă mulțumi pentru vizionarea vlogului și pentru distribuirea lui. În mod special, Dan Kipper, Maia Golovin, Florica Perca, Duță Nicoleta, Doina Roșca, Emilia Istrate, Ghiță Ghiță, Dea, Pavel Achim. Vă îmbrățișez cu drag a voastră Pandele Laura și George Ombre. Sunteți mai mulți, dar pierdem prea mult timp pentru a vă menționa numele, dar oricum vă îmbrățișez cu drag a voastră Pandele Laura. Dragii mei telespectatori, ce vedem, ce am văzut ieri pe internet, vedem că iar postează Dan Andrei, care spunea că s-a mutat la Paris și că nu o să ne mai dea informații din casă, că nu mai are timp. Acum iar revine, ca să vedeți că cine se aseamănă se adună și că omul ăsta are probleme grave. Vedem că ne anunță că duminică, favoritul publicului este Robert și ce mai menționează? Că Nona este, îl atacă pe Robert. De unde știe Dan Andrei ceea ce se întâmplă în casă? Săptămânal, zi de zi, este logic că de la Robert, nu de la prieten, cum a lăsat răposatul să se interpreteze. Că vezi, Doamne, spui la cineva, dar voi mereu spuneți. Păi nu se poate. Și, dragii mei telespectatori, nu știu cât de adevărat este, dar mi-a ajuns la urechi că Robert, nu, exact cum a făcut și răposatul, și este logică treaba, nu arată telefonul pe care îl are și ține legătura cu anumiți susținători de-i lui și inclusiv cu Dan Andrei. El la staff l-a verificat doar telefoanele curate, iar cel cu care, repet, ține legătura cu Dan Andrei și dă informații din casă, îl are foarte bine ascuns. Și părerea mea că este adevărat acest lucru, pentru că este inexplicabil cum acest Dan Andrei știe doar ceea ce se întâmplă cu Robert. Mulți spun că Laurențiu, că Ionuț, că Nona, că Patrick dă informații din casă. Dragii mei telespectatori, păi cum e posibil eu să-ți dau ție informații, să te fac vedetă și tu să mă faci pe, să mă denigrezi tot pe mine și să ridici cum ar fi inamicul meu în slăvi? Păi și un copil de 3 ani spune că suntem bătuți în cap dacă credem aceste lucruri. Este logic că cel care este lăudat și știe tot ce se întâmplă despre el este Robert. Și se pare că și Patricia. Nu știu sigur de Patricia, dar prea o laudă și pe asta. Acum vom vedea pe parcurs ce se mai întâmplă și avem creier și ne vom da seama. Chiar vă aștept părerile dumneavoastră. Ce considerați dumneavoastră? Că este inadmisibil două sezoane la rând acest Dan Andrei pe cine ridică în zlăvi știe și ce se întâmplă cu acele persoane. Aduceți-vă aminte că știa tot ce face răposatul și o scălda că vezi, Doamne, a făcut live la mama și la tata și că a pus-o pe Sfânta în vlog, în live și a văzut-o, dar tot sezonul știa ce se întâmplă cu el și ce materiale vor fi și acum vedem că se repetă istoria. Robert iese favorit mai tot timpul, aici colo va mai ieși câte un concurent, el neavând telespectatori pe live-ul lui personal, cum nici răposatul nu are, și vedem că ăștia cu telespectatori, concurenții cu telespectatori reali pe live-urile lor, sunt așa, când vede staful că este prea groasă și prea vizibilă treaba. Asta este părerea mea, așa că vă aștept și părerile dumneavoastră în comentarii. Ce mai vedem? Vedem că Radu insistă să facă materiale fake, plictisitoare și trase de păr cu Cristinica. Și o întreabă pe Cristinica dacă mai este supărat. Dragii mei telespectatori, din punctul ăsta de vedere, nu văd altceva decât
materiale trase de păr, o iubire mimată. Și am să vă spun și ce am observat la Cristina. Dacă ați observat la Cristina în momentul când a venit și a spus că Radu nu este de acord să-i spună pui cățel, pisică, să îl alinte cu astfel de cuvinte, toate s-au deranjat, cum ne-am deranjat și noi. Și vedem că această Cristina, în momentul când fetele încep să scoată în evidență că Radu nu este ok ca iubit și nu are un comportament de iubit, de băiat îndrăgostit, ea lasă capul jos și parcă îi convine când toată casa spune că Radu nu o iubește și că Radu nu se comportă ca un îndrăgostit. Ce se întâmplă? Părerea mea, Cristina are în cap la un moment dat să renunțe la Radu și ca să nu dea prost la public, lasă pe toată lumea să spună că Radu este vinovat și că Radu nu iubește. Nu știu de ce, uitați-vă încă o dată la emisiune, poate ați omis, să vă uitați la privirea Cristinei când toate fetele au spus că Radu nu este ok. Cum adică să nu ai voie să-l alinți când simți? Și este adevărat. Dar se pare că Cristinei îi convine situația și cred că are un plan în cap. V-am spus care este părerea mea. În cazul în care se va despărți de Radu, dacă apare un potențial băiat sau îi face un avans adevărat un băiat, eu cred că Cristina îl părăsește pe Radu în secunda 2, dar își marchează acum terenul și își pregătește terenul pentru a nu avea hate în momentul când va renunța la Radu. Dar îi este teamă că dacă va renunța la Radu, va fi eliminată și nu va mai avea susținere. Din punctul ăsta de vedere, se vede cu ochiul liber că nu există iubire între cei doi. Fapt că Radu este deranjat că stă Cristina și îl pupăcește și este cam plictisit și nu îi convine, iar Cristinei îi convine când toată lumea vede greșelile lui Radu. Ceva e putre de la mijloc. Nu știu ce se va întâmpla. V-am spus părerea mea. Cred că Cristina are planul 2 în cap, iar Radu este conștient că oricând poate să-l părăsească pe Radu, dar stă liniștit pentru că i-a avertizat și pe Marinel și pe Ionuț să-i lase cuplul în pace. El are nevoie de Cristina doar pentru emisiune. Asta este strict părerea mea, nu este admisibil ca Radu să aibă un deranj de modul ăsta. Nu mă pupa, nu mă lua în brațe, nu mai sta pe mine, nu mai mă călări, nu mai îmi spune apelative de genul puișor, iubăreț, iubitul, ce-o fi spus el acolo. Spune-i țăranu, coada vacii, că poate asta îi placă, zic și eu. Așa că, dragii mei telespectatori, vă aștept părerile dumneavoastră la acest subiect. Ce mai vedem, dragii mei telespectatori? Îl vedem pe Ionuț, sincer, ca de obicei, spune că el până acum a ținut legătura oarecum cu Larisa prin live și de 2 săptămâni nu mai intră pe live-ul Larisei, dar nici Larisa pe live-ul lor. Se pare că s-a cam pus punct și cred că ar fi de bun augur ca amândoi să poată să se vindece, ar trebui să nu mai știe unul de altul. Că nu faceți altceva decât vă prelungiți agonia. Asta este părerea mea și sper ca Ionuț să înțeleagă că ăsta este singurul tratament pe care poate să-l adopte să se facă bine de dragostea Larisei. Și la Larisa este aceeași rețetă. Părerea mea că au luat o decizie
foarte, foarte bună în condițiile în care sunt conștienți că nu vor putea avea un cuplu de lungă durată, având problemele lor de viață, comportamentul lor de zi cu zi. Ce mai vedem, dragii mei telespectatori? Vedem că Patricia începe să-și facă procesul de conștiință și să conștientizeze că ea în emisiunea asta nu a făcut decât ceartă, că a fost numai pe ceartă și nu este ok. Ok, zic, Doamne, și-a dat Patricia cu reveneală. Începe să devină și ea fată de 19 ani. Ca să vedem ulterior că ea începe și îl atâță pe Ionuț, dar cu Ionuț nu prea-ți merge. Și îl înțeapă pe Ionuț că nu există fată pentru el, că el nu este pentru iubire, ceva de genul, până s-a sesizat Ionuț. Cred că am răcit, dragii mei telespectatori, îmi cer scuze. Și începe Ionuț să simtă atacurile subtile ale Patriciei. Și bineînțeles că și Ionuț îi dă replică acestei puștoaice de 19 ani. La care ea începe și spune iar, pe mine mă șucărește că ei cu șucărimea, cu șucar. Am înțeles că e frumos. Așa. Și nu mai dați cu regionalisme, că nu sunt regionalisme, sunt jargoane de bombardier fără fapte. Doar la ei am auzit aceste cuvinte. Aceste jargoane de ultimă speță. Spune că de ce ea a fost terfelită în condițiile în care ea nu s-a băgat în cuplu Patrick Nona. Dragii mei telespectatori, deci fetița asta este plecată cu Sorcova. Fetița asta cred că nu știe ce s-a întâmplat și nu știe ce a făcut. Păi cum măi, Patricia, tu te duci, te bagi în cuplu Nonei și când Nona plângea, tu erai fericită? Păi ce, m-am dus eu să-l trag pe Patrick cu forța să mă pupe? Păi atunci, Patricia, tu ești la primul venit, primul servit? Mă, fetiță, nu te-a învățat și pe tine mama ta că fetele nu trebuie să fie șervețele de unică folosință? Sau la tine este o regulă să fii șervețel de unică folosință? Primul venit, primul servit. Cum este posibil? O fată care se respecta, repet, chiar dacă Nona și cu Patrick s-au certat și nu mai erau cuplu, dar tu o vedeai pe Nona că plânge, tu o vedeai pe Nona că suferă, nu accepta. Stai măi că nu sunt roata ta de căruță. Fapt că, uite, ai rămas șervețel de unică folosință în fața tuturor. Și toți băieții te-au catalogat ca o femeie ușoară. Că te plimbi de la un bărbat la altul. Dar mama ta chiar nu s-a ocupat de tine? Și mai ai tupeu să spui, păi da, Ionuț se bagă în cuplu. Nu! Ionuț este bărbat și Ionuț nu a pupat-o pe Nona. Ionuț nu a tras și dacă trăgea și o pupa, nu era vina lui Ionuț, scuză-mă pe mine, ca bărbat. Era vina Nonei. Iar la tine ce crezi? Nu e vina lui Patrick, fapt că te-a folosit, te-a pupat, după care ura și la gar. Deci, rezultatul care este? Că ești șervețel de unică folosință. Prin faptele tale. Așa că nu mai compara, cum ți-a spus și Ionuț. Păi tu compari bărbatul cu femeia. Terminați mai fetelor cu comparațiile astea. Da, în muncă, în viața de zi cu zi, trebuie să avem drepturi egale, dar nu este adevărat cât am vrea noi să recunoaștem. Nu! Un bărbat nu o să poată să dea niciodată viață la o altă viață, cum suntem noi, dar nicio femeie nu poate să se culce cu 10 bărbați pe noapte, cum ar putea și un bărbat să se culce cu 10 femei pe noapte. Bărbatul este felicitat și apreciat de mulți, bravo ție, iar femeia e arătată cu degetul și spune, vai de tine, ești șervețel de unică folosință, primul venit, primul servit. Cam astea sunt, dar tu, pentru că stai lângă Bianca și Bianca vede cu alți ochi această comparație, scuzați-mă pe mine, șervețele de unică folosință. Bianca s-a culcat cu 3 bărbați. În casa iubirii. Păi, despre ce vorbim? Dar, și o altă chestie care nu mă înțelegeți. Eu detest genul ăsta de femei. Pentru că, sau din cauza voastră, noi femeile cu minți,
cu bun simț, cu demnitate și cu respect, avem o etichetă de femei ușoare din cauza voastră, că voi sunteți primul venit, primul servit. Și tot voi vă deranjați. Să vă fie rușine. Să vă fie rușine, în primul rând, Patricia, ca să vezi că nu ai minte, nu avei cum să-i spui lui Ionuț, păi de ce pe Ionuț nu îl terfelește lumea că s-a băgat? De aici îmi dau seama că nu ai creier. Păi cum să compari tu niște bărbați cu o femeie care se dă la bărbați? Bărbatul e menit de când e lumea și pământul. E vânător. El își ridică pălăria și o scutură și pleacă. Dar voi rămâneți arătate cu degetul. Dar e problema voastră. Dacă mamele voastre nu s-au ocupat de voi și voi nu sunteți în stare să vă autoeducați în timp, e strict părerea voastră și problema voastră. Și scuzați-mă pe mine, dragii mei telespectatori. La 19 ani să spui că ai avut relații. Oare are degete la mâini și la picioare câte relații a avut? Sau aventuri? Cum să le iau? Aventuri, relații, de o noapte. Ferească Dumnezeu. Ferească Dumnezeu, Patricia, dă-ți cu reveneală. Dă-ți cu reveneală și terminați, dragele mele femei. Că nu mă duc cu gândul decât că sunteți ca Patricia. Să-i țineți partea Patriciei atâta timp cât are 19 ani și spune că a avut relații cu bărbați mai mari ca ea, mai maturi ca ea și vedem cum a venit, cum s-a pupat și s-a mai dat la alți doi, după care nu vrea să recunoască. Și îmi spuneți că nona este de vină. Păi nona a văzut ce fel de caracter are și normal că a pus barieră și a pus piciorul în prag. Stai în pătrățica ta, bă, fată. Du-te și ia bărbații la altele. La altele, mie nu mi-l iei. Bravo ție, non. Bravo ție. Și ție, Patricia, să-ți fie rușine că ai doar 19 ani. Și dacă acum ai kilometrajul ridicat, la 30 de ani, îl dai peste cap. La cum te comporți în emisiune. Ce mai vedem, dragii mei telespectatori? Vedem că Robert a început să fie deranjat și când se dau date-urile și când nu se dau date-urile. El vrea acum să comande și care, cum primește pedeapsă, cum primește date. Și după că, vezi, doamne, el era deranjat că Bianca vrea multe. Păi, doamna Mantea, vă rog frumos, nu mai veniți. Lăsați-l pe Robert să modereze, că oricum el are pretenții la tot. Și lui nimic nu-i convine. El se bagă inclusiv peste dumneavoastră, el se bagă peste toți concurenții, nimeni nu poate să-și ducă discuția la capăt din cauza acestui individ. Și când mai are și Radu reacții, că la un moment dat te scoate din sărite un astfel de bătut în căpățână, tu nu ai bun simț, tu nu știi să respecti, tu te bași peste mine. În condițiile în care el se bagă peste toată lumea. Și nu are nicio treabă. Acum, ce treabă avea el? Era vorba de Bianca, de Patricia și de doamna Mantea. Care cum? Doamna Mantea o tot irita oarecum pe Bianca că nu va primi ea date-ul și că o trimite pe Patricia. Dar asta era o caterincă între ele. Și se bagă bărbatul ăsta de 33 de ani care n-ai cum și ați văzut că nu, dacă se întâmplă să dea pe conexiune ceva, toată lumea trebuie să tacă ca să prindă el ideile. Și să spună lui Dan Andrei ce se întâmplă. Și să atace toți concurenții. Și ce spune acest bărbat de 33 de ani? Că doamna Mantea a spus că Bianca nu este rândul ei la date. În condițiile în care doamna Mantea n-a spus. Ca să vedeți cât tupeu pe mincinosul ăsta de 33 de ani. Măi, băiatule, du-te la reeducare. Tu ai probleme grave. Tu te minți pe tine, dar te minți la modul că te crezi. Ferească Dumnezeu, ai speriat o lume întreagă cu prostia ta. Deci tu ești paranoic pe bune.
Nu se poate așa ceva, dragii mei telespectatori, este de speriat. Deci cu ăsta se bagă, cred că vă, mă, la un moment dat, măi Robert, tu cred că o să te duci în cameră la fete unde se machiază și se coafează, să le spui, vezi că bucla asta nu stă bine, vezi că fondul ăsta de ten nu este ok. Ferească Dumnezeu, de asta ai măi 33 de ani și nu te vrea nimeni. Și îți este frică de femei. Sunt două variante. Ori nu-ți plac femeile, dragii mei telespectatori, ori nu-i plac femeile sub nicio formă, ori ăsta are pe cineva acasă. Vedeți că el nu a venit pentru dragoste. El nu are treabă cu nicio femeie. El, decât să se apropie o femeie de el, mai bine îi dai cu ceva în cap. El a venit doar pentru instigare și pentru bani. Atât. Nu a venit pentru iubire. Și atunci sunt două variante. Nu îi plac fetele sau are pe cineva acasă. Și chiar vă rog frumos, dar nu știu care femeie ar sta cu el. Ferească Sfântul. Eu cred că e mai repede varianta nu îi plac fetele. Nu știu. Dar pe mine mă sperie omul ăsta și din câte am înțeles și Dana Andrei ar fi pe cu volan pe dreapta. Asta e. Așa că, dragii mei telespectatori, la asistăm la casă de nebuni, pentru că se pare că Robert este tartorul în casă și el taie, el spânzură, el vorbește peste toată lumea și a spus bine, Bianca, dacă el țipă, crede că deține adevărul. El vrea să ia gura celorlalți concurenți. Plecați, măi, frate. Deci, doamna Mantea, faceți ceva! Faceți ceva că s-a transformat casa asta în casă de nebuni! Faceți ceva cu Robert! Acum îl și premiați! Ferească Sfântul! Plecați, măi, din casă! Nona, Patrick! Dați-i drumul din casă! Ionuț, Marinel! Dacă nu se ia măsuri! Plecați din casă! Cam asta este, dragii mei telespectatori. Urmează să vedem ce se întâmplă în emisiune și ne vedem mâine la următorul vlog. Vă pup cu drag, a voastră Pandele Laura.